Madre Asistență, permiteți-mi să fie cu la ședința Consiliului Științific Specializat deschisă. Deci, pe ordine de zi cunoașteți, deci este pusin de tezii doctorat, candidatul Nevandovski Nicolae, așa. Vă prezint decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare către Educația și Cercetare din anul 31 iulie 2020 și concluzia. Deci, Consiliul Științific Specializat se formează Consiliul Științific Specializat la Academia Ștefan cel Mare, abilitate în dreptul de a organiza susținerea tezei doctorale în dreptul domnului Nevandovski Nicolae cu tematica criminalității sfera stelului pe subveniul sferii criptovalea, adică cercetarea criminalistie a infracțiunilor în domeniul crediterii. Specialitatea 554-04, criminalistie, expertiză specială, investigație operativă, producătorul științific la Iurie, doctorul drept conferințarul unui stat, următoarea componență. Deci, vreau să schițăm un președinte, doctor capitat, un drept profesor universitar. Porocarul Radion, secretarul științific, doctor în drept, conferențiarul universitar. Odajiu Iurie, doctor în drept, conferențiarul universitar. Pareniuc Alexandru, doctor în drept, conferențiarul universitar. Osoianu Tudor, doctor în drept, conferențiarul universitar. Și referenții oficiali, Moraru Victor, doctor în drept, profesor universitar, și Dorea Igor, doctor capitat în drept, profesor universitar. Și, respectiv, vă prezint, deci, pretendentul la susținerea tezei, domnul Nevandovski Nicolae, dumnealui, așa. Acum, rog secretarul științific al Consiliului să treacă în revistă actul de prezentare din dosarul pretendentului și corespunde acestor acte normativelor ANACEC. Tot timp, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, al Consiliului Specializat, stimați membri, referenți oficiali, domnulată asistență, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință acela de trepte de acte pe care trebuie să-l întâlnească dosarul domnului pretendent. Deci, sub acest aspect, țin să mulțumesc că toate actele au fost verificate în prealabil, astfel că acestea corespund reglementărilor existente la moment. Deci, dosarul pretendentului include decizie de formare a Consiliului Științific Specializat, prin organizare, desfășurare, susținere publice a tezei de doctor, teza de doctor, autoreferatul tezei de doctor, hotărârea semnalului subținutului de copil, formularul de evaluare tezii de către semnalul științific de profil, copiile listei de prezență a membrilor semnalului științific de profil, lista lucrărilor științifice la tema tezei de doctor, suplimentul cu publicație la tema tezei de doctor, avizul pozitiv al catedrei, avizul conducătorului la tema la teza de doctorat, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoritate și adeverința de punerea tezei de doctor în fondul bibliotecei naționale. Și în ultimă instanță țin să vă duc la cunoștință că teza a fost depusă la Biblioteca Națională la data de 3 noiembrie 2020 și în același sens țin să vă duc la cunoștință că dosarul, precum am menționat pe sus, include și lista cu organizații și instituții, în adresa cărora a fost transmis rezumat cu tezei de doctor și deja lucrurile care atestă acest deci, dar cerințele sunt întâlnite. Poftim, membrii Consiliului, dacă aveți întrebări pe marginea documentelor prezentate. Dacă nu sunt, permiteți-mi să vă ofer cuvântul pretendentului la gradul științific doctor în drept, domnului Nevandovski, pentru a pe parcurs a 20 de minute, să prezinte conținutul tezei și rezultatele obținute. Stimate domnule președinte al Consiliului Științific, stimați referenți oficiali și membri al seminarului, onorată asistență, astăzi vă prezint cele mai relevante aspecte ale tezei de doctor elaborat sub conducerea doctorului în drept conferințar universitar domnul Iurie Lariu la tema citare criminalistică infracțiune domeniul creditării.
Marea criză mondială a provocat un șoc atât în rândul elitei economice și politice mondiale, cât și la nivel național. Reacția la acest fenomen a fost destul de haotică. Guvernele țărilor dezvoltate au încercat să încetinească dezvoltarea rapidă a crizei în Republica Moldova. Putem spune cu siguranță că anumite categorii de populație au profitat pur și simplu de această situație. Astfel, atunci când țările dezvoltate au depus toate efortul pentru a menține echilibrul pe scena mondială, concentrându-se pe rezolvarea problemelor cu privire la prevenirea prăbușirii sistemului creditar, și prevenirea sau cel puțin slăbirea recesiunii și prevenirea unei scăderi profunde a producției, dar în sistemul creditelor și cel bancar din Moldova a avut loc cea mai inexplicabilă inginerie financiară. Astfel, fraudă în sistemul bancar al Republicii Moldova la sfârșitul anului 2014 și amânarea acțiunilor autorităților de remediere a situației, inclusiv investigarea lentă a fraudelor, au condus la consecințe economice și sociale grave. Actual, de către organele de stat, au fost întreprinse mai multe acțiuni la nivel legislativ pentru prevenire regulare și control activității în sferă bancară și financiară în general. Ca rezultat, la punctul 43 din recomandările Fondului Monetar Internațional, a fost constatat că consecința privind frauda din cadrul băncii din 2004 se îndreaptă spre etapa de recuperare. În afară de acțiuni legislative, la fel considerăm că circumstanțe importante în scopul prevenirii acestor tip de infracțiuni este disponibilitatea pentru reușită detectare, dezvăluire și urmărire penală. Pentru că subiecții urmăririi penale și persoanele care desfășoară activități speciale de căutare trebuie să cunoască caracteristicile funcționării sistemului modern, financiar și de credit și esența operațiunii de credit, date privind structura organizatorică și circulația documentelor instituțiilor financiare și de credit. După analiză efectuată, am identificat lipse și probleme în activitatea organelor de drept în domeniul investigării infracțiunilor din sfera creditară, și anume, lipsa algoritmului de acțiuni a organului de urmărire penală pentru descoperire și investigarea infracțiunilor în sfera creditară, insuficiență în legislația procesală penală pentru activitatea organului de urmărire penală și în legislația penală în compartimentul probelor. Aceasta și-a trezit interesul nostru și pune accent deosebit pe actualitatea temei cercetate, scopul căreia este cercetarea criminalistică, crearea unui algoritm de acțiuni pentru descoperire și investigarea infracțiunilor în sferă creditară și îmbunătățirea legislației. Problemele de combatere a criminalității economice, aspectele criminal-penale și criminalistice ale criminalității în sfera creditelor și băncilor atrag în mod constant atenția oamenilor de știință și a practicienilor. Și unele din acești autori sunt Gheorghiță, Doroș, Dolea, Brânză, Donciu, Prodan, Adagiu, Astapciuc, Rusnac. Cu referire la literaturi de specialitate străină, menționăm autorii Белкин, Белицкий, Васильев, Букаев, Быков, Громов. Cu toate acestea, în materialul științific, problemele teoriei și practice de investigare a întregului grup de astfel de infracțiuni nu a fost studiat în detaliu. Această teză și este o încercare de a elimina acest decalaj, fiind primul studiu monografic care vizează dezvoltarea bazelor științifice ale metodologiei de investigare a infracțiunii în sferă creditară. Lucrarea reprezintă un studiu monografic care, în premieră pentru Republica Moldova, fundamentează metodele de urmărire penală a infracțiunilor din domeniul creditării și propune un algoritm al acțiunilor de urmărire penală și al măsurilor speciale de investigații în cazuri de cercetare a respectivei categorii de infracțiuni. În calitate de principalele rezultatele științifice înaintate pentru susținere sunt următoare. Analiza lucrărilor științifice în domeniul investigării infracțiunilor din domeniul creditării. Caracteristica criminalistică a principalelor elementelor referitoare la investigarea infracțiunilor din domeniul creditării, precum și elucidarea datelor statistice care reflectă această categorie de infracțiuni pentru perioada anilor 2003-2018. În cadrul studiului efectuat au fost identificate și evidențate particularitățile circumstanțelor care urmează a fi stabilite și dovedite în cercetarea infracțiunilor în domeniul creditării. În așa fel, au fost relevate un șir de concepte și poziții individuale care, odată cu dezvoltarea cerințelor și necesităților sociale, vor fi completate și modificate. Importanța majoră în prezentă lucrare revine analizei documentelor și a circuitului lor, fiind evidențiată lista de documente primordiale și necesare la cercetarea infracțiunilor de acest gen. În context, a apărut necesitatea abordării unui subiect actual, documentul electronic, însemnătatea și particularitățile acestuia. A fost determinate principiile de planificare a cercetării infracțiunilor în domeniul creditării, care la rândul lor reprezintă baza etapelor de documentare în fază de urmărire penală, ceea ce facilitează semnificativ atât activitatea teoreticienilor cât și a practicienilor. Au fost evidențiate și analizate diverse tipuri de expertize judiciare, cum ar fi expertiza scrisului grafologică, expertiza financiară și bancară, contabilă,
De asemenea, a fost înaintat un șir de întrebări formulate în cazul dispunerii unui anumit tip de expertiză, la care expertul urmează să dea răspuns argumentate. În cadrul lucrării au fost studiate acțiunile tactice în baza cărora sunt stabilite circumstanțele care urmează a fi identificate și dovedite în procesul de cercetare a infracțiunilor denumite creditării, cum ar fi percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri, audierea bănuitului învinuitului, audierea persoanei reținute, audierea martorului, audierea victimei, la fel un aport esențial îl au și măsuri speciale de investigație, urmărire vizuală, identificarea abonatului, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de comunicații electronice, ori al unui punct de acces la un sistem informatic, colectarea informației de la furnizor de servicii de comunicații electronice, monitorizarea sau control tranzacțiilor financiare și accesul la informațiile financiare, interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor. În urma analizei situației, autorul consacră oportunitatea introducerii unui șir de modificări novatorii în legislația Republicii Moldova, care într-o mare măsură garantează succesul în descoperirea infracțiunii din domeniul creditării, fundamentează algoritmul acțiunii de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație în cadrul cercetării acestui tip de infracțiuni. Problema științifică importantă fost și rezidă în elaborarea unui algoritm de acțiunii de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație în cazul infracțiunii din domeniul creditării. Stabilirea și dovedirea tuturor circumstanțelor criminalistice în scopul desfășurării acțiunilor de urmărire penală și obținerii unui rezultat eficient în cadrul investigării infracțiunii din sfera creditării. Structura tezei, teza este alcătuită din adnotare, introducere, trei capitole, concluzie și încheiere, bibliografie și aplicații, numărând peste 250 de surse și aplicații. Primul capitol este dedicat analizei criminalistice a materialelor penale și procesual penale în domeniul de cercetare propus. În acest capitol au fost studiate și analizate diverse surse, monografii, articole, recomandări metodice, precum și dosare penale în faza de urmărire penală și a deciziilor judiciare. Pe baza căror s-a creat oportunitatea de a evalua atât din punct de vedere teoretic cât și empiric realitatea situației actuale în domeniul dat, și anume, că în momentul de față în Republica Moldova nu există o astfel de bază teoretică în cercetarea infracțiunilor în sfera creditelor. Capitolul 2 dezvăluie aspecte importante precum metodologie de investigare a infracțiunilor în sfera creditară, elementele principale ale creditistici criminalistici în sfera creditară, analiza datelor statistice, modalitățile de planificare, comitere și tăinuirea infracțiunilor în sfera creditelor, obiectul de dovedire a infracțiunilor în sfera creditelor. Capitolul 3 propune pentru revizuire și analizare principiile de planificare și exercitare a urmăririi penale în sfera creditelor, identificarea versiunilor. Ca urmare concluzii au fost obținute și prezentate. Caracterul novator a căror sunt următor. Realizarea studiului privind caracteristicile criminalistice ale infracțiunilor în domeniul creditării, inclusiv elucidarea problematicii cercetării sub aspect empiric, generează concluzie că în prezent legiuitorul nu protejează suficient relațiile financiare și creditare. Pe de altă parte, problema nu se reduce doar la normă materială, ci și la mecanism de cercetare, respectiv la tactică și metodele de investigare a acestui tip de infracțiuni care necesită a fi perfecționate. În scopul simplificării investigării infracțiunii din sfera creditării, au fost elucidate și examinate minuțios metodele de pregătire, de comitere și de tăinuire a respectivelor infracțiuni. De menționat că descrierea acestor metode în limitele propuse nu este definitivă. Mai mult ca atât, având în vedere viteza cu care progresează tehnologiile moderne, zilnic pot apărea metode, mijloace noi de pregătire, comitere și tăinuire a infracțiunilor. Întrucât în cadrul respectivului studiu s-a acordat atenție deosebit documentelor ca element principal care urmează a fi dovedit în procesul de investigare a infracțiunii din sfera creditării, trebuie de remarcat că în prezent există o necesitate stringentă de a introduce și a defini noțiunea de document electronic. În acest sens, documentul electronic presupune totalitatea de date, informații despre circumstanțele constatate și dovedite într-un format electronic, digital, care confirmă sau recunoaște anumite drepturi și obligații obținute în conformitate cu procedura stabilită. A fost identificat și dezvăluit specificul circumstanțelor care urmează a fi stabilit și dovedit obligatoriu în procesul de investigare a infracțiunilor în domeniul creditării. În acest context a fost propusă o listă de ipoteze individuale care nu sunt definitive, dar care odată cu apariția unor necesități sociale vor fi completate sau modificate. În conținutul lucrării sunt
conturate o serie de propuneri referitoare la etapele orientative de planificare a citării infracțiunii în domeniul creditării, care pot fi aplicate în funcțiune, în funcție de necesități și reșind din circunstanțele concrete, ceea ce la rândul său poate facilita semnificativ activitatea organelor abilitate la etapa inițială de investigare a infracțiunilor în cauză. Problema științifică soluționată rezită în elaborarea unui algoritm, care deja a fost menționat anterior. Cu titlul de recomandări a fost propus introducerea în aliatul 2 articolul 134 cu indiciile 2 cod de procedură penală, monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informații financiare după sintambă 220 a următorului conținut 236 liniuță 248, astfel să fie incluse acest tip de infracțiuni. Următoarea propunere, să fie revizuirea aliatul 2, articolul 132 cu principiile 8, cod de procedură penală Republicii Moldova, articol 236, 238, 239 și următoarele articole conform, conform articolului, conform conținutului. Lista infracțiunilor este exhaustivă și poate fi modificată doar prin lege. În urma identificării unor lacune în legea 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiză judiciară și statutul expertului judiciar, venim cu următoarele propuneri de modificare a punctului 5 al articolului 29. Rezultatele expertizei reputate au aceeași valoare probatorie ca și rezultatul expertizei anterioare și sunt evaluate, susținute de alte dovezi cu condiție că examinarea inițială să fie legală. În continuare, ideea propune următoarea formulare articolului 148 alineatul 4 cod de procedură penală. Rezultatele expertizei reputate au aceeași valoare probatorie ca și rezultate expertizei precedente și sunt evaluate în cooperare cu alte dovezi cu condiția că examinarea inițială să fie legală. Au fost examinate detaliat diverse tipuri de expertize, expertiză scrisului, grafologică, expertiză financiar-bancară, contabilă, în legătură cu care s-au produs un set de întrebări aplicate în cazul numirii unei dintre aceste tipuri de expertize, la care expertul va putea să oferi răspuns în funcție de competențele sale. Recomandările de mai sus vor avea ca rezultat implementarea unor mijloace și metode criminalistice noi, elaborate în baza tehnologiilor avansate și a altor progresii din domeniul științific și tehnologic, perfecționarea bazei normative ce ține de domeniul problemelor științifice studiate, cooperarea eficientă a organelor de urmărire penală cu cele de investigații speciale și de expertiză judiciară, care pot avea efecte benefice în soluționarea problemelor de eficientizare și a practicii de combatere a criminalității în sfera creditării. Elaborarea operativă a algoritmului acțiunii de urmărire penală pentru fiecare situație specifică apărută în legătură cu investigarea infracțiunii în domeniul creditării. Implementarea acestor propuneri duce la colaborare mai strânsă dintre organii de drept pentru atingere mai eficientă a scopurilor de prevenire și investigare infracțiunilor în sfera creditare. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. Mulțumesc pentru întrebare. E clar că dacă va fi numită expertiză repetată, depinde în ce circunstanță va fi numită. Atunci, e clar că rezultatul primei expertize trebuie să fie considerate ca ilegale și nule.
Dacă a fost încălcată procedură, dacă a fost prin ordonanță sau prin încheiere instanță recunoscut raportul expertiză, primul raport de expertiză ca ilegal, atunci și avem necesitatea totuși să fie numit o expertiză repetată pentru obținerea careva rezultatelor, noi avem așa posibilitate. Mă întreb de ce e ilegală, pentru că ilegală e aproape de canal. Și atenților, chiar și colegii mei, producători, cu hotărâre, admit așa formulări ilegale. Deci, eu întreb, deci, nefondată sau, deci, nu, da, a fondat procedurile, dar plită de termeni. Am înțeles. Da. Nu, la fiul ăla, aceeași întrebare, am întrebat de unul obiectiv. Vreau să mă clarific. Obiectiv mai multe recomandare și pentru a clarifica în monografie. Păi nu am înțeles corect. Acum e o expertiză. Este expertiză repetată va fi admisă, așa cum e tot, doar în cazul când prima expertiză va fi considerată ca și legală. Legală, da. Dar la prima expertiză va fi considerată ilegală, expertiză repetată, nu va fi admisă. Noi, da, nu poate. Când noi constatăm ceva contract legii, ceva procedură, o metodologie, ceva care nu poate sta la bază sentinței, da. Atunci noi dispunem expertiză repetată. Asta și logica. Altă logică mă ținut. Noi considerăm asta legală și dispunem repetată. Bun, poate să meargă așa. De exemplu, legală, dar ceva nu se ține de acord cu metodologie. Sau presupunem că teme grele, dar noi nu trebuie să punem în dependență expertiză repetată de legalitatea expertizii inițiale. Da, de acord. De acord, da. De exemplu, corect, am înțeles? Da, da. Are o piață. Da, am înțeles. Mulțumesc. O prima oară întrebări? După expertiză, e pentru repartă din cadă o carte. Da, e mult. Dacă e lor, de ce? Eu am întrebat. Iar că un urmărat de inginerie de anul 2 de la mijlocul 32, totul din șoie, totul din șoie, totul din șoie, deci noi putem urmări un buchet în trecere de șoie. În imprezutul listei ies și degeaba e rău e că este, asta listă este exhaustivă. Dar dacă mai apar ceva altă situație, da, mulțumesc pentru întrebare. Aici este... Corect. Asta, mulțumesc pentru întrebare. Asta și este moment că sunt în procedură penală sunt incluse articole concrete pe care sunt posibil de efectuare careva măsuri speciale de investigație. Și scopul și propunerea noastră să fie lista asta adăugată cu articolul 238, 239 și mai departe, pentru că avem posibilitate pe acest tip de categorii, tot ne folosim de măsuri speciale de investigație care avem în procedură penală. Din, să nu fie organ de urmărire penală, să nu fie folosite aceste măsuri speciale de investigație și în alte infracțiuni unde baza probantă poate fi obținută și prin alte metode, să nu fie încălcate drepturile omului cu privire la viață privată. La... Înțeles. Care este un standard de la curte că, pe lângă multe, accesul la justiție organ de picioare și multe lucrurile asupra activității speciale de investigație și cazuri concrete când legislația este expres, pentru că atunci apare problema de intralității legii, apare expres și îți apare infracțiunile.
infracțiuni internaționale este admisibil, este o cercetare, nu o cercetare. Deci până la cauza e o trage, când nu lucru, deci noi avem așa, infracțiuni grave, este filigrat și este penal de grave. Și atunci, tot de în cauza recidivii, spune că jumătate din articole din codul penal sunt infracțiuni grave. Și atunci, dar e sensul. Deci, legi din bucă clară. Asta. Deci, trebuie să fie un cap, știi, de care nu e de cap. Dar acordul Comitetului cu dreptul omului la ora în 2018, în data aceasta, nu este ca să mă bine. Deci dacă mai sunt întrebări... Da, poate e prostit, dar nu cred că vreau să facem cinci femeile față de jocul în 2017 a fost construită agentură de recuperare a domnilor de acțiunea. Deci dacă vă uitați în articolul vărul la această lege, observați că în competența când se iau că se situează această agenție și începe investigările paralele, deci nu există articolul 231. Părerea dumneavoastră, eu cred că trebuie să fie ca o propunere, să fie totuși inclusă și articolul respectiv, pentru că... Da. Mai ales amu este foarte actual și... Da, poate o scăpare. Asta e răspuns, da? Da. Dacă în practica mea personală sau în general? Da, în practica mea personală am avut mai multe dosare penale pe pornite pe articol 238, chiar și 239. Pot să vă spun că la primele dosare care au fost pornite de mine am ciocnit cu multe probleme legate de obținerea probelor, din motiv că este și lege cu privire la secret financiar, secret bancar, care nu-mi permite să fie ridicate fără autorizarea instanței careva acte legate de credite obținute și așa mai departe. Plus la asta nu a fost posibilitatea să ne folosim de măsuri speciale de investigație ca interceptarea convorbirii telefonice, ridicarea informațiilor de pe comunicărilor și monitorizarea acestor comunicărilor. La moment, este suplimentar, în cazul în ultimul vreme este, noi aplicăm investigații paralele financiare, este special ca o probă specială care permite nouă să mai obținem careva probe anume unde a fost mijloacele bănești transferate, unde dislocate, cine s-a folosit de acești finanțe și tot așa sunt anexate la materialele cauze penale. Da, mulțumesc. În calitate de expert au fost desemnat domnul Tudor Soianu, domnul Lucian Iuriș și domnul Ilan Julian. În rezultatul evaluării de către expert a tezei de doctorat au fost înaintate următoarele obiecții și sugestii. Prezența unui greșeli gramatical și ortograf și face ca măcare să aibă nevoie de o intervenție în cursul ceea ce vizează redactarea și reajustarea acesteia, denumirea punctului 1.2 nu corespunde cu textul în acel paragraf, unul dintre autorii citați, așa s-a menționat, deci citesc din procesul verbal, nu au nimic cu tipul de interacțiune analizată de către doctoral, denumirea paragraful 2.1 nu corespunde cu textul în acest paragraf. Planificarea criterilor de urmărire penală pe aceste tipuri de infracțiuni, deci autorul vine cu descrierea principiilor generale a planificării, dar nu și cu exemple
care ar viza principiile speciale. Descrierea acțiunilor de mărire penală nu este sucedată de practica judiciară pentru evidențierea lacunelor și soluționarea lor, nu este elaborat un algoritm de cercetare pe acțiunilor de mărire creditării. De asemenea, s-a mai menționat că bibliografia conține puțin autorul producătorilor români care au cercetat subiectul respectiv, anumite pagini nu erau numerate la acel moment, redactarea substanțială a tezei, deci s-a solicitat redactarea tezei, s-a mai menționat că scopul nu era bine definit. De asemenea, domnul Odăgeu Iurie a analizat următoarele obiecții. Capitolul 1 corespunde exigențelor prescrise în ghidul privire la perfectarea tezelor doctoraților și doctoraților, sursele bibliografice ale doctorilor practic lipsesc, paragraful destinat caracteristic și criminalistic de ce este perfectat, deoarece este tratat mai mult pe latura penală între acțiunilor din sfera creditării decât cea criminalistică și procesul penal. S-a solicitat suplimentarea tezei cu practică judiciară autohtonă. De asemenea, s-a menționat că acțiunile de urmărire penală nu au fost tratate din punct de vedere a legislației autohtone, ci mai mult din punct de vedere a legislației ruse. S-a propus de a găsi un mecanism de implementare a lucrării în practică și s-a accentuat pe utilizarea mai multor metode de cercetare care ar răspunde obiectului de cercetare al tezei. În același aspectul de idei vreau să vă duc la cunoștință că teza prezentată de către domnul Lewandowski a fost examinată în ședința Seminarului Științific din Profil la data de 18 decembrie anul 2018. De această dată, în calitate de obiecție, au fost analizate în actuale. Deci aș recomanda excluderea personalizărilor din exemplu indicate în teză. Acțiunile de urmărire penală nu se întrevăd în scopul stăpânii circunstanțelor care acestea fi dedicate. S-a menționat necesitatea dezvoltării ideii eventuală monitorizare sau controlul tranzacțiilor financiare ca măsuri speciale de investigație, sau ca acestea, nu ce spus, ca acestea să fie excluse. S-a menționat sau s-a instat asupra revierii concluzilor din capitolul 1. S-a accentuat că pe locul în teză să știe polemica de cercetare științifică. S-a mai sugerat necesitatea suplimentării tezei cu anumite date statistice. Și în capitolul 1 s-a pus accent pe faptul că s-a dat prioritate mai mare analizei legislației penale din comunitatea statelor independente decât a statelor europene. De asemenea, s-a punctat asupra ideii că nu este cazul de a folosi dosare de evidență operativă, pentru că de prezent se folosește sintagma de dosare speciale. Drept urmare a analizei lucrării de către Seminarul Științific de Profil, concluzia a fost una favorabilă, în sensul că teza a fost apreciată ca bună, cu punctaj de 71 puncte, ce a fost recomandată pentru susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat. De fapt, aceeași concluzie pozitivă, ce spus am omis la lucrul ăsta, a fost punctată și de către catedră, da? Iar decizia a fost una favorabilă. Pentru în sensul că teza a fost propusă pentru susținere în cadrul Seminarului Științific de Profil. Referitor la notele informative ce au fost emise de către ANACEC, am zis note informative și nu s-a dat spus acest lucru. Deci avem două note informative. O notă informativă a fost emisă în rezultatul examinării tezei de către experții ANACEC. Deci aceste obiecții s-au referit în fond la utilizarea unor surse, fără ca autorul să facă ia locul referință la aceste surse. Eu personal am examinat
aceste obiecții și modul în care autorul a dat curs la obiecțiile ce au fost evocate de către ANACEC, lucru confirmat și prin procesul verbal prealabil, din data de 22 octombrie 2020, în care s-a constatat că practic majoritatea obiecțiilor au fost liquidate. În unele cazuri doctorandul a exclus acele părți ale lucrării care cita anumite surse. În alte cazuri, dânsul a făcut referință la acele surse, chiar și a reformulat scopul lucrării, obiectivele, astfel încât dânsul a lucrat asupra acestor obiecții. În afară de asta, de fapt confirmativ, vine și vin și experții din cadrul ANACEC, care ulterior au mai emis o decizie prin care a fost creată respectivul Consiliu Științific, a fost aprobat. Deci mă refer la decizia ANACEC. Decizia ANACEC din 31 iulie 2020. În același context a mai fost emis o notă informativă în care au fost formulate trei obiecții și anume referitor la implementarea rezultatelor științifice, specificate rezultate sunt folosite deja de organele de urmărire penală, iar pe de altă parte, notarea științifică este indicată să se propune un algoritm de cercetare. Practic, întrebarea pe domnul promotor. Întrebarea este dacă algoritmul de cercetare este utilizat de mult sau a fost elaborat de autor. Următoare obiecție. Nu este clar în ce măsură așa numitul algoritm de cercetare este creat autorul și în ce măsură constituie sistematizarea materialului teoretic practic și legislativ existent. Și ultima obiecție. Lucrarea, în special bibliografie, trebuie să fie redactată în conformitate cu cerințele tehnice pentru teza de doctorat, deoarece sunt foarte multe greșeli de fapt. Numele autorilor nu sunt scrise în form, editura, orașul sunt scrise în mod de plin, altul mod restructat. Concluzia a fost următoare, teza poate fi admisă la sesiune publică după luarea în considerație observațiilor și recomandărilor formulate și după aprobarea ei în ședința prealabilă a Consiliului Științific. Deci am menționat în sus că ședința prealabilă a Consiliului Științific a avut loc data 22 octombrie, astfel încât s-a verificat dacă aceste obiecte au fost liquidate și concluzia a fost una favorabilă, în sensul că atât autoritatea cât și teza au fost admise pentru susținere. Vreau să mă duc la cunoștință și tabelul și cu asta închei din discurs. Deci, referitor la prima obiecție, autorul a motivat că anterior el a mai elaborat anumite lucrări pe mai de 2 pe care l-a publicat, astfel încât acel algoritm pe care dânsul l-a formulat drept finalitate tezii a fost deja implementat în practica judiciară. Referitor la obiecția cu numărul 2, autorul a argumentat odată în plus că algoritmul de cercetare este o inovație la dânsul pentru practica națională și a adus și argumente în acest sens. Referitor la bibliografie, dânsul a redactat sursul bibliografice, deci odată ați făcut un efort în plus, făcut cunosc eu, și ați redactat sursul bibliografice în conformitate cu cerințele tehnice pretinse de către ghidul de elaborare și redactare a acestor bibliografi, care este în vigoare la UNIA. Dacă sunt întrebări, să fie obiecții, vă rog frumos. Da, vă mulțumesc. Întrebări aveți? Doar am o întrebare. 3 ani în urmă a fost să lucrez la seminar. Care a fost motivul că s-au tergiversat 3 ani? Este foarte de constatat. Mi pare că asta e o ieșire din comun în abordare și acțiunea față de doctorat. O asemenea, nu pot fi tolerat asemenea acțiuni. Eu personal vorbesc, când am concret într-un păstit sau nu. Deja este stabilit foarte clar. Maximum 36 luni poate dura o asemenea tergiversare. De exemplu, tot respectul față de ultimele obiecții,
Aceste ultime obiecții nu pot să impună ca atâta timp noi să o asemenea atitudine față de doctorat, că la o asemenea atitudine în timp apropiat nu va mai scrie nimic de doctorat, pentru că nu-i trebuie nimănui ca atâta timp nopți nedormite ca cineva, pur și simplu să aibă atitudine discriminatorie față de oameni. Asta foarte bine se registrează și foarte bine se transmite. Eu prima dată am văzut că în 3 ani se dureze. E bună, trebuie atâta. Eu am fost la toate statele. Atâta vreau să spun, să-mi exprim atitudinea mea personală față de o asemenea situație. Nu e vorba de o teză sau de altă. Nu știu dacă pot să-i trebuie două cuprezi. Dacă sunt învățător științific. Păi dacă... Tărie de caracter. Personal am fost la cadrul în acest, m-am indignat situația care este și am spus că Google nu este o valoare pentru noi. Google este Google. Domnul e o sursă de informare. Și vreau să vă spun ca persoană care a fost 10 ani președintele Comisiei de Experți. Eu știu tot. Și din multe ori este domnul profesor care a fost domnul profesor este, vă amintiți, da, da. Am spus că există o procedură expres stabilit în lege. În lege, nu tradiție sau practică, nu e scris. Plagiatul se stabilește pentru o programă licențiată. Unde vine procentarul și așa mai departe. Da, dar nu Google. Google nu este o programă licențiată. Noi trebuie să oare suntem țară europeană sau noi suntem o țară de undeva, nu mai spun în care continent, și creăm noi legii noastre ca să... Nu e corect așa ceva. Minfare. Și eu până la sfârșit voi merge și voi peste tot, bine peste domnul profesor și care mi-am comisit expert, așa ceva nu se poate tolera. Nu. Și atât am spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Corectitatea ideii. Deci pentru mine n-a fost clară prima obiecție promovată de la CEP, referitor la faptul că deja anumite metode de cercetare au fost implementate. Ori pentru asta, în primul rând, dosarele care au fost intentate referitor la totul din cadrul, ele acum sunt în curs. Respectiv, nu știu măsura în care aceste persoane au avut acces la dosare ca să fie cu asemenea concluzie. Și nu știu dacă cineva a stat să cerceteze aceste dosare. A doua întrebare. Noi vorbim de fapt cum faci o cercetare, ani de zile, și eu vin cu propunere diferite, vin cu articolul ăsta și mă stă și ajunge în final cu o cercetare. Eu sunt și practician, un profesor. Le faci cercetarea și implementează pe parcurs. Care-i problema? Nu că cine-i problemele noastre. Poftim, oferim cuvântul pretendentului, domnul Lewandowski, pentru a se expune opinia pe imaginea avizilor expuse, anunțate aici. Da, sunt de acord și eu în capul. De fapt, dacă vă fie unicată în grăfie, înseamnă că trebuie obiecte care sunt care ne vin, înseamnă că nu ați. De fapt, să-și expun nici carte și să vă doară. Mulțumesc. Până trece la oferire cu întrebări, am o simplă întrebări. Cați aveți la timp? Nu știu, frate, dar cu noi... Șapte, da? Da, este. Bun. Vă rog. Acum avem cuvântul conducătorului științific, domnul profesor Vlare Iulie, pentru a se expune privitor la calitățile personale și profesionale ale prezidentului. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând vreau să constat că, așa cum v-ați vorbit, am avut o cale lungă de cercetare, cel puțin în ce își privește lucrarea pe care a elaborat-o, dar asta a fost situația. Pe de altă parte, vreau să zic că domnul Lewandowski a absolvit toate direcțiile universitate, de academie, fiind vorba atât de licență, masterat, cât și de doctorat, de asta vreau să nuanțez problema respectivă, pentru că îl cunosc din primii ani de studenții. S-a remarcat cu calități deosebite de participant la diferite conferințe, cu articole științifice. Are publicații încă din anii studenției. Deci, făcând doctoratul, de asemenea, am avut o colaborare eficientă în ceea ce privește recepționarea mesajelor, recomandărilor pe care le-am efectuat de fiecare dată pe marginea studiului elaborat. Inițial am început cercetarea în limba română, deci a respectivei lucrări de doctorat ne-am ajustat tot și am
convenit să mergem pe varianta limbii ruse, pentru că i-a fost mult mai ușor doctorandului, dar asta este, legislația permite, nu cred că este un impediment. Până la urmă, cred eu că s-a ajuns la un rezultat destul de bun. Și în același context vreau să zic că dânsul este atât practician, având calitate de procuror actualmente, cât și teoretician, având calitate de cadru didactic al Universității de Stat din Cumrad. Din aceste considerente constat că îmbină destul de bine atât activitatea practică cât și cea teoretică și personal l-am auzit cu discursuri, cum vine în fața auditoriului, argumentând anumite poziții nu doar din perspectivele teoretice, dar și a activității practice pe care o are. În acest sens consider că este eficient în ceea ce face, atât în activitatea practică cât și în activitatea teoretică. Este un autodidact, muncește asupra sa și evident că atât am avut de spus. Mulțumesc! Da, vă mulțumim! Și acum oferim cuvântul referenților oficiali care vor expune opinia, părerea asupra tezei și cum este scris aici, opinii și sugestii fiind citite. Ce mai aveți? De acum asta cine sunt obișnuit să ne expuneți. Rog, am avut posibilitatea să fac cunoștință a treia oară deja cu lucrarea. Este o perioadă, deja nu mai vreau să repet, a fost prima dată la seminarul științific, după aceea a fost în comisie de experți și eu, după cât țin minte, comisia de experți a recomandat lucrarea, s-a votat. De ce s-a întâmplat așa ceva, nu pot să spun. Deci, și am făcut cunoștința a treia oară cu lucrarea. Eu nu voi da citire, dar mă voi conduce de aviz. Avizul a fost prezentat conform regulamentului pe 16 noiembrie, a fost prezentat secretarul științific. Deci, în principiu, și la fel avizul este structurat conform recomandărilor ANACEC și conține anumite elemente. Eu vom urmări, clar că dacă îmi permiteți, nu o să dau citire chiar în detalii, o să mă conduc de acest aviz. Deci, în primul rând, dacă vorbim noi de baza teoretică a tezei, teza a fost elaborată în domeniul criminalistici și abordează o problemă relativ nouă pentru doctrina Republicii Moldova, dar nu nouă pentru situația Republicii Moldova. Probabil că dacă asemenea teze ar fi fost acceptate în 2017, astăzi cercetarea furtului miliardului ar fi fost la o altă etapă. Și anume din cauza împiedicării susține aceste teze, probabil și sunt și din acest domeniu probleme. Deci cu când sau noi toți ne implicăm sau noi împiedicăm. Așadar, lucrul ăsta, mă rog, bine că se filmează și pentru că poate o să cunoască lucrul. De ce se întreabă procurorul general, o cheamă în Parlament, de ce nu se cercetează? Pentru că noi împiedicăm inovații în domeniul cercetărilor. Prin urmare, baza, având luând în considerare faptul că tema este absolut nouă, în mod firesc, doctrina sau baza teoretică a lucrării este una de literatură străină, pentru că în Republica Moldova lucrări la această temă nu au fost scrise. Este firesc că au fost analizate sursele naționale și alte surse. Dar în ceea ce privește sursele naționale au fost analizate practic toate, încă mai multe decât sunt direct, au o legătură cu baza lucrurilor, cu cercetarea respectivă. Eu, de exemplu, n-am scris nimic în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor în baza în sfera creditării. Cu toate că doctorandul face referință și la unele lucrări ale mele. Cercetarea se bazează pe identificarea bazelor teoretice a investigării infracțiunilor și, doi, crearea unor permise teoretice pentru dezvoltarea științei criminalistice. La fel, este foarte important că autorul și-a propus elaborarea unui algoritm de procedei probatori în domeniul supus analizei.
Deci algoritmul ține nu doar de aspectul practic, algoritmul este și un aspect teoretic, care pot fi în ulterior propus pentru în doctrină și în activitatea didactică, de formare, eu o să vorbesc mai jos. Autorul a identificat o serie de probleme care urmau să fie soluționate, cum sunt particularitățile circumstanțelor incluse în obiectul probatoriului, identificarea unor criterii individuale ale acestor categorii de infracțiuni, sferă creditării, cât și a metodelor de investigație. În acest sens, autorul la fel a examinat o problemă de pionierat pentru criminalistic, menționez, și nu pentru creditare ca atare, documentul electronic. O atenție separată se acordă în lucrare planificării acțiunilor de urmărire penală în investigarea asemenea categorii de infracțiuni. La fel se includ categorii de expertize, care eventuale expertize, hai să numim așa, care pot fi efectuate deoarece în cadrul investigării unei asemenea categorii de infracțiuni, deoarece expertizele pot fi diferite în funcție de scopul investigării unei circumstanțe concrete. La fel, o serie de probleme teoretice vizează eventualele acțiuni procesuale care pot fi necesare. Deci, până la urmă, baza teoretică este destul de solidă. În ceea ce privește inovația și originalitatea științifică, în primul rând, teza este una de pionierat pentru doctrina criminalistică din Republica Moldova și este firesc că aceasta deja acoperă tot inovația și originalitatea științifică, în cadrul lucrării au fost formulate idei și abordări noi în materie investigării infracțiunilor. În particular, autorul vine cu un algoritm, deja am vorbit ce este nou pentru, în general, nu că este nou pentru criminalistică atare, dar este nou pentru o asemenea categorie de infracțiuni și probabil criminaliștii își pun ca scop elaborarea algoritmilor pentru diferite în cadrul metodicii cercetării diferitor categorii de infracțiuni. În ce privește valoarea practică a cercetării? În cadrul cercetării a fost analizat un șir de date și obținute unele rezultate cu impact semnificativ la nivel de aplicare. Rezultatele au permis elaborarea unor metode și instrumente practice în domeniul criminalistic și a procedurii penale. Autorul vine cu anumite soluții importante pentru practica criminalistică. Cercetarea vine cu o serie de propuneri de ordin aplicativ și au ca scop eficientizarea investigării cauzelor în sfera creditării. În particular, se propune o metodică modernă de acțiuni de urmărire penală, inclusiv prin așa numitul algoritm de acțiuni de urmărire penală și lucrarea conține o totalitate de recomandări. Valoarea practică a lucrării se evidențiază și prin utilitatea acestei pentru instruirea juriștilor în cadrul facultăților de drept sau Institutul Național al Justiției. Calitatea metodologică a cercetării. Lucrarea poate fi caracterizată ca una calitativă în aspect de metodologie aplicată. Autorul a formulat clar scopul lucrării, care constă în elaborarea unui algoritm științific funcțional destinat practicii. Acest scop a fost realizat prin studierea complexă a problematicii existente în doctrină și practică. Obiectivele lucrării vizează un spectru larg de probleme din domeniul investigării infracțiunilor respective. Deci obiectivele vizează aspecte ce sunt de calitatea normelor juridice în domeniul dat, identificarea unor lacune în legislație, ulterioarele propuneri de lege ferenda. În cadrul obiectivelor a fost inclus și analiza criminalistică a infracțiunilor din domeniul respectiv și elementele componente ale acestora, dar și analiza modului de pregătire și comitere a infracțiunilor. Un accent aparte a fost pus pe analiza principiilor de planificare acțiunilor procesuale efectuate în cadrul urmării penale și elaborarea conceptului teoretic al documentului electronic. La fel, se cere de remarcat o totalitate de instrumente de cercetare caracteristici în principiu științei criminalistice, care vizează analiza practicilor de efectuare acțiunilor procesuale din sfera de creditare și în mod separat solicită de a menționa un spectru larg de anexe, date, grafice. La fel, autorul a analizat situația practicilor din domeniu prin elaborarea unor scheme, cum ar fi, spre exemplu, caracteristica criminalistică a obiectului probatoriu sau modalitățile de pregătire, comitere și tăinuire infracțiunilor. Toate acestea sunt plasate în anexe și sunt deosebit, sunt foarte utile pentru practică. Conceperea și calitatea textului.
Conținutul lucrării este structurat logic, fapt ce permite acoperirea integrală a problemelor examinate în și realizarea obiectivelor propuse. Este structurat în trei capitole și așa mai departe. Chiar dacă este axat pe problemele criminalistice, teza abordează cum ești și firesc elementele de drept, material și procedural, inclusiv venind cu o propunere de legiferentă. Ideile expuse sunt coerente și se finalizează cu opinii proprii. Materialul este sistematizat reușit, se observă un stil propriu, ce pretinde a fi apreciat ca unul științific. Asigurarea bibliografică. În cadrul cercetării a fost utilizat un spectru larg de surse, 263 de surse. Partea cea mai considerabilă de surse sunt elaborate în limba rusă, cum ești firesc, lucrarea este limba rusă. Totuși, referitor la sursele autohtone, autorul a încercat să analiza majoritatea publicațiilor incluse. Chiar dacă lucrarea este elaborată în rusă, a fost utilizat un număr considerabil de surse române în limba română, inclusiv publicate în România. La fel au fost studiate o categorie suficientă de surse din internet. În acest context se cer de remarcat și analiza standardelor internaționale, cum ar fi directivele Consiliului Uniunii Europene, dar și anumite rapoarte de expertiză, cum ar fi, spre exemplu, raportul expertizii Kroll. Ca bază bibliografică a lucrării au servit și surse străine, inclusiv acte normative din alte țări. Calitatea recomandărilor. Lucrarea se evidențiază prin multitudine de concluzii și recomandări. Este necesar de remarcat aportul personal al autorului în acest domeniu. Concluzii și recomandările sunt concludente și utile atât pentru sfera criminalistică, cât și pentru dezvoltarea practicilor de cercetare a infracțiunilor respective și sunt valoroase. Autorul vine, ajunge la concluzia că este pe deplin, nu este pe deplin consolidat mecanismul tactic și metodic de cercetare în asemenea categorie de infracțiuni, vine cu un propunere de algoritm, un aport personal a autorului se observă și în promovarea noțiunii de document electronic, care în principiu este aplicat, dar nu în criminalistică încă. La fel, autorul a evidențiat etapele planificării acțiunilor procesuale acesta fiind pasibil de utilizat ca un punct de pornire în cadrul planificării acțiunilor de investigație. Autorul vine cu o propunere de legiferentă, câteva propuneri, mai multe propuneri în procedura penală. În principiu nu pot fi obiecții la recomandările autorului sau la propunere. Chiar dacă noi promovăm drepturile omului și autorul vine cu propunerea de a extinde lista de infracțiuni la care sunt admise interceptările, aceasta este, aș spune așa, necesară într-o societate democratică, aceste modificări de extindere, având în vedere situația practică și care este la viața bate filmul. La fel, autorul vine cu propuneri de modificare a articolului 29 și 148 din Codul de Procedură Penală, referitor la expertiza repetată. Eu nu o să mai repet, recomandăm autorului de a revedea poziția sa sau opinia sa referitor la această propunere, poate să va schimba sau în orice caz de o concretizat. Corespunderea conținutului textului temei cu publicații. Deci, din analiza publicațiilor, autorul are 7 publicații, dintre care 4 la 2 în articole și 4 la conferințe științifice și în total 7. Deci eu cred că după numărul de credit ele corespund și de ce și-au fost admis. Toate publicațiile se referă la criminalistic și la sfera creditării, deci nu sunt din alte domenii, prin urmare este acoperit. Propuneri, obiecții și sugestii. Deci propunem autorul de a definitiva algoritmul elaborat și a-l prezenta organelor de urmărire penală definitivat, dacă nu este. La fel, acest algoritm poate fi utilizat în proces de formare inițială și continuă în cadrul Institutului Național al Justiției. Cele mai importante aspecte pot fi incluse într-un ghid practic pentru ofițerii de urmărire penală și procurori implicați în urmărirea infracțiunilor din domeniul creditării. Pentru ulterioarele cercetări, propunem autorul de a se axa și pe problema asistenței juridice internaționale în materie penală, în domeniul infracțiunilor respectiv, deoarece aici hotare nu are și noi ne-am convins, așa e, și alte aspecte. De asemenea, propunem de să-și revadă propunerile dumnealui referitor la legiferenda. Dacă considerați că rămân, atunci el pot rămâne.
Dar recomandările date nu pun la îndoială valoarea științifică și practică a lucrării. Concluzia. În concluzie, considerăm că lucrarea cercetare criminalistică a infracțiunilor din sfera creditării, elaborată de către domnul Nicolae Lewandowski, la specialitatea respectivă, corespunde rigorilor unei teze de doctorat și autorului poate fi acordat titlul de doctor în drept. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul profesor! Da, referitor la publicație, da, da, da. Da, da, da. Deci, în total, pot eu, e vina mea, că m-am adus la cunoștință în început. Deci, autorul are două publicații, publicate în revistă științifice, are o publicație publicată într-o colegie de articoli științifici, care este hotare, deci nu s-a participat la o conferință științifică, și mai are trei articoli științifici. Patru, ce spus, patru articoli științifici, publicate în colegiile naționale, a conferințelor internaționale, care s-au petrecut în Republica Moldova. Da, vă mulțumesc. Ați referit la tema teză. Da, mulțumim, domnul. Acum am oferit cuvântul referentului oficial, domnului Mara Rodică, profesor de universitar. Mersi mult. Eu n-aș vrea să repet ceea ce, că unele gânduri domnul Dolegi le-a luat. Asta e treaba. Am furat. Le-a furat. Dar eu am să mă opresc la unele repere și vreau să vă spun că lucrarea mi-a făcut o impresie plăcută. De la început vă spun. Mi-a făcut o impresie plăcută, fiindcă după conținut și după ce este lucrat aici, se vede că s-a muncit. Lucrarea a fost lucrativă. Și ce vreau să vă spun? Eu n-am să mă opresc la toate etapele astea de știință, de toate care sunt le-o numit domnul Dolea, că eu sunt de acord ceea ce a vorbit el, dar vreau să vă spun. Eu țin minte pe domnul Lewandowski când era student. Așa mi-amintesc câteodată. Cu toate că de mult a trecut timpul ăsta. Și ce vreau să vă spun? Insistența lui de a munci, de a crea, de a face lucruri bune. De a face lucruri bune. Este vorba că el s-a apucat de o temă care practic nu-i cercetat. Așa să vorbim. Practic nu-i cercetat. Dar infracțiune în sfera creditară avem destule. Și cu rezonanță mare. Asta nu e așa de simplu, fiindcă nu avem dosare. Nu avem dosare. Nicolae, eu ți-aș da o întrebare. Tu ai fost la Cahul să vezi ce-a făcut cu Șor acolo? N-ai fost. Tu ești din... Tu ești... Nu, nu, că acolo s-a pus în dezbatere. Acolo s-a pus în dezbatere lucruri foarte interesante. Dar au fost neglijate de către instanță. Și de ce eu ce vreau să spun? Chiar că eu m-am uitat în lucrare, da, sunt probe practice, dar nu sunt de rezonanță. Nu sunt de rezonanță. Și asta mult înseamnă că nu putem pune pe masa Parlamentului sau a Guvernului un dosar sau decizie care putem convinge lucrătorii de acolo să studieze și să vadă, să verifice. Că eu l-am întrebat și pe, mă scuzați, prietenul tău, Stoianoglu, de la Procuratura Generală. Zic, măi, Alexandru, tu ai făcut ceva pentru combaterea corupției? Ei, domn colonel, da, să vă trebuie tare? Nici nu-i trebuie, dar oamenilor le trebuie. Fiindcă au îndoieli în privința la asta.
au îndoieli. Eu m-am uitat în lucrare, tu în lucrare atins așa, știi, superficial problemele astea. Eu te înțeleg și pe tine, că tu nu poți lua decizii definitive. Toate că în Basarabeasca ta, acolo poți să iei decizii definitive. E lui. El e acolo, e șef. Da, și sau un comrat. Este vorba că aici se mușumălează multe lucruri, multe lucruri care, într-adevăr, duc lumea în eroare. Este vorba că sunt atentări criminale care noi nu le cunoaștem. Noi nu le cunoaștem. Vrem să aflăm, dar nu le cunoaștem. Noi, în ziua de azi, avem multe falsuri, avem multe falsuri. Și amușa spui, de care falsuri? Așa-i? Asântați întrebarea acuș. Care falsuri? De dezvăluirea principiilor și formelor de evaziune fiscală și bancară. Avem. Cum nu avem, dacă avem? Asta trebuie să recunoaștem. Vrem noi, nu vrem. Mie mi-a plăcut o... N-a scris-o Emilian Stancu, cartea de criminalistică, nu știu cine a scris-o, dar are o propoziție foarte interesantă în manualul acela de criminalistică, că ceea ce dovedim, asta nu înseamnă că este realitate. Nu mă, nu înțeleg de ce a spus el așa. Nu înseamnă că este realitate. Voloncio mai direct a spus. Eu vă spun. Dar nu numai Voloncio, tot a spus așa. Da. Stanoviceană. Există adevăr judiciar. Asta și s-a numit. Păi da, e bun și Voloncio a spus. Este vorba că eu socot că lucrarea domnului Lewandowski, ca să nu grăiesc mult, ca muș spuneți că grăiesc mult, totuși are o valoare. Ea este muncită, este lucrată. N-am să mă opresc la recomandări, la noutăți și așa mai departe. Asta e treaba coordonatorului științific și autorului. Dar vreau să spun că ea merită de a fi apreciată la modul corespunzător. Atât. Da, vă mulțumim. Nu? Este legată de fizică, matematică și științele exacte.
Și în condițiile date, deci, folosirea cuvântului algoritm din DEX, deci ar fi în felul următor, cu o totalitate de acțiuni care duc la soluționarea unei probleme. Soluționarea problemei la noi este descoperirea infracțiunii și atragerea la răspundere a persoanelor care au săvârșit această faptă. Și respectiv, n-ar fi corect ca cineva să iei cuvântul ăsta algoritm ca ceva mai apropiat de matematică, fizică, unde sunt precis stabilite careva activități, acțiuni, consecutivități și așa mai departe. Dar este vorba că în funcție de situația de urmărire penală se întreprind alte acțiuni de urmărire penală care duc la elucidarea adevărului. Și folosirea acestui cuvânt algoritm de cercetare a unei infracțiuni, deci în cazul nostru este nu altceva decât metodologia cercetării acestui gen de infracțiuni. Și respectiv, deci aceasta nu ar trebui să ducă la interpretări de acest gen, că unde este algoritmul, arătați-mi-l, dar el e corect, dar el e înregistrat poate undeva la AEGP sau în altă parte. Deci chestiunea asta, cred că a folosit-o domnul Golubencu într-o teză de doctorat cu domnul Colodrovski cu cercetare cu metode și mijloace tehnico-criminalistice și acolo a apărut mai des algoritm de folosire a acei, algoritm de aplicare a tehnicii cutare și a mai departe, deci el s-a apărut în limbajul nostru criminalistic deja, dar nu este cazul să fie folosit ca ceva real și foarte stabil. Deci este o chestie dinamică care este folosită în activitatea de urmărire penală în sensul de determinare a consecutivității acțiunilor de urmărire penală care duc la aflarea adevărului. Deci asta este în principiu acest aspect și deci nu îl văd ca o chestiune care de principiu care se ducă la tergiversarea tezei și la explicații care sunt deja absurde. Deci ceea ce am pus întrebare la începutul susținerii tezei, deci m-a mirat și pe mine faptul că atât articolul 238, care e vorba despre persoana care încearcă prin fraudă să dobândească un credit, cât și articolul 239, care este legat de încălcarea regulilor de acordare a acestor credituri, credite n-a fost inclus în competența acestei agenții de dobândire sau redobândire a bunurilor infracționale. Deci, respectiv, poate și din cauza asta la noi a apărut necesitatea ca Banca Națională sau Guvernul să încheie un contract cu agenții străine privind căutarea banilor, privind depistarea acestora și așa mai departe și să fie achitate serviciile în aspectul dat. De aceea și-am întrebat doctorandul dacă are vreo părere la acest aspect și eu cred că chiar dacă teza este la domeniul criminalistic și 554.03 procedură penală și la dumnealui în concluzie sunt propuneri de modificare a codului de procedură penală, eu cred că agenția noastră de evaluare a calității nu va avea obiecții la acest aspect, că aceste două discipline sunt absolut reciproc legate între ele. Atunci când se face o investigare în aspectul metodologic, se depistează și neajunsurile sau se propun careva propuneri de îmbunătățire a legislației ca atât urmărirea penală și activitatea statului pe domeniul de protecție a drepturilor omului să devină mai eficientă și mai bună din punct de vedere a legislației. Deci, un ofițer de urmărire penală, atunci când finalizează o urmărire penală, o cercetare, deci nu are altceva decât o obligație să vină cu propuneri ca să se ia măsuri ca asemenea fapte să nu se mai săvârșească, adică să ia măsuri de profilaxie. Undeva să modifice legislația, undeva să schimbe atitudinea, în altă parte să schimbe pe careva poziții, lacăte, nu știu mai ce acolo, deci în funcție de genurile de infracțiuni. Tot așa și în cazul dat. Deci autorul a venit cu o cercetare care la sfârșit a venit și cu propuneri ca să îmbunătățească nu numai aspectul de criminalistic, de investigare, pentru că atunci când legea nu este bună și aspectul criminalistic de investigare apar impedimente, pentru că asta nu e altceva decât o scăpare sau o ieșire pentru cei care au săvârșit aceste fapte. Deci, în rest, eu îi doresc succes doctorantului și eu cred că cercetarea care a făcut-o dovedește capacitatea sa de cercetare și merită titlul de doctor în știință. Mersi. Da, vă mulțumim, domnul profesor. Domnul președinte, scoate să adaug ceva aici, aici. Acum,
membri Consiliului. După aceea, dacă o să explic, mai doriți, o să... Deci, oferim cuvântul domnului Părinu Călisa, doctor în drept, conferențiarul de stimați colegi, stimate pretendent, am avut onoarea să fiu, în primul rând, expert atunci când Miloiu a trecut seminarul științific de profil. Am văzut lucrarea de față, compar cu ceea ce s-a prezentat după aceea, pot să vă spun că este unul din cei mai exemplari pretendenți, doctoranți, care a luat practic în calcul toate propunerile catedrei experților și le-a implementat sub aspect nou, nicătând că el nu avea obligația să le implementeze. De fapt, aspectul acesta se exprime prin aceea că era sărguncios, îl țin minte ca student, unica că s-a schimbat la kilograme. Un pic adăugat, era de modest, ne aduc aminte cum dumnealui permanent era activ la ore și punea întrebări la care uneori nici profesorul nu răspundea. Un moment important care am vrut să adaug aici, mai mult mă acces pe capitolul 3 al acestei lucrări valoroase care într-adevăr îmbogățește fondul și bibliografic Academiei. Sper că dumnealui când va face o monografie va codona și Academiei Ștefan cel Mare. Că în cadrul Academiei noi, fiind de la diferite catedre, începem să cercetăm unele tipuri de infracțiuni în limitele specializării. Urmărirea penală tratează aspectele sale de cercetare a infracțiunilor, activitatea specială de investigație, aspectele sale. Dumnealui a reușit să unească aceste aspecte și să le pui într-un capitol. M-am uitat raționalmentul lui, cum de atent și cât de valoros el studiază unele acțiuni începând cu prima etapă, etapa de primire, de recepționare a informației, etapa de colectare acestor date, etapa de valorificare acestor date, ce obligație are ofițerul de urmărire penală, ce obligație are ofițerul de investigație. Unica problemă că utilizează noțiunea de operativni robotnic, ceea ce v-am spus trebuie de modificat, deja nu se utilizează operativni robotnic, dar răzăscând ofițer. Încă o dată pot să confirm faptul care a menționat domnul Dole, că dumnealui prima dată a trecut în 2017, pe pagina 105, dumneavoastră utilizați noțiunea Departament Penitenciar al Zăvedeniei. În 2018 i-au schimbat denumirea și deja se numește Administrația Națională Penitenciarelor. Adică încă o dată putem pune faptul că de mult acest spune pretendent se chinuie cu această lucrare, nicătând că avea valoare din start. Încă un aspect, adică care am punctat eu în această lucrare, concluziile care dumnealui au ieșit, care neapărat vor, sigur că, eu nu știu, va beneficia asupra practicii judiciare în Republica Moldova. Eu v-aș da o sugerare că dacă dumneavoastră scoateți aceste aspecte din capitolul 3 și dumneavoastră puteți să faceți o monografie sau cum în ziua de azi la noi, mai ales în cadrul poliției, se utilizează, deci aport practic referitor la cercetarea unei infracțiuni, ghid practic, care pentru studenți e o valoare enormă. Studentul nu mai caută diferite surse, că dumneavoastră ați studiat o sumedenie de monografii și din aspectul național Republica Moldova și din Rusia. El numai vine și culege ceea ce e necesar pentru a se implementa mai departe. Valoarea acestor cercetări care dumneavoastră ați prezentat, eu sigur că sunt de crezut că se bazează și pe aspect practic. Dumneavoastră, dacă nu mă greșesc, când era student, pare că ați făcut specializarea la carabinieri, da? Și ați lucrat ca carabinier și după aceea a depus efort enorm pentru a deveni procuror. Știți, asta un asalt extraordinar de mare în cariera profesională. Extraordinar. Nicătând că noi, ca polițiști, am pierdut un specialist destul de enorm. Asta deja e neajunsul Poliției Naționale, că nu putem păstra cadre care am selectat, am educat și deja dumneavoastră a schimbat practica. Dar sigur că asta este avantajul dumneavoastră și fiți buni și cinstiți să îndepliniți mai departe atribuțiile dumneavoastră în calitate de procuror, că fim de acord că în ziua de azi nici Procuratura Generală nu poate da răspuns unui miliard furat, din păcate. Finalizând, aș propune următoarele acțiuni. Eu, din start, vreau să spun concluzia că corespunde teza tuturor cerințelor ghidului. Într-adevăr, persoana în cauză a depus un efort enorm și merită aceste pretenții, acordând titlul de doctor în drept în
știință. Vă mulțumim, domnul profesor, care vă oferim cuvântul domnului Osuian Tudor, doctor de conferința de universitate. Doctorant, eu apreciez lucrarea care ați prezentat-o, care a susținut-o astăzi ca una definitivată. Ați dat dovadă de calități de cititor înviderat, pentru că atât ca, deci, ca durată, cât și modul în care ați abordat, deci insistența și chiar multitudinea de impedimente nu v-au oprit în înaintarea demersului științific. Este, vreau să spun că lucrarea, chiar dacă este deci, de inovație, deci este de prima în acest domeniu, în Republica Moldova, deci asta are o structură foarte bună. De ce? Pentru că pornind de la modalitățile normative de înfăptuire, de realizare deci, a acestor infracțiuni, doctorandul formulează, având în vedere și experiența personală și practica judiciară și de urmărire penală, el identifică modalitățile faptice de realizare, de înfăptuire acestor două categorii, două infracțiuni. Pornind de la modalitățile, identificarea modalităților faptice, evident, mergem mai departe, logic, consecutiv, la circumstanțele ce urmează să fie stabilite în domeniul infracțiunilor de creditare. Și, evident, iarăși pe aceeași ascensiune cauzală și logică, formulează anumite idei privitor la planificare. Ori planificarea și organizarea este importantă, dat fiind faptul că și procurorul și ofițerul de urmărire penal nu are numai un singur dosar în producere. Și în continuare este rațional că să ajungă la anumite recomandări pe care le agriez în cea mai mare parte privind tactica de realizare a unor acțiuni de urmărire penală. Și iată aici, poate, dacă câteva cuvinte legate de... Poate atunci când veți publica lucrarea, să atrageți, ca sugestie, să atrageți atenție la ridicarea și percheziția sistemelor informatice și datelor informatice, conservarea acestora, pentru că ați atras mai puțină atenție. Vis-a-vis de expertiză, eu apreciez foarte mult, în afară de așa numitul algoritm al acțiunilor, dar și întrebările tip. De regulă, procurorii ofițeri de urmărire penală sună experți și se consultă cu dânșii cam ce întrebări să le adreseze. Deci ați pus la dispoziție deci, un instrument destul de util, practic, dar argumentat din punct de vedere științific privind la atunci când solicitați cunoștință de specialitate în domeniul științei tehnice sau meseriei, privind cercetarea acestor categorii de infracțiuni. Și întrebarea aceea pe care deci, am adresat-o nu este întâmplătoare, deci dumneavoastră de fapt ați menționat privitor la faptul când se spune expertiza repetată în legătură cu faptul că nu a fost desemnat în mod legal expertul care a realizat prima expertiză. Pot fi situații diferite ca polemică științifică. Într-un caz mai rar, dar confruntat cu articolul 290, poate fi exclusă fizic la faza urmăririi penale și atunci nu spune problema valoarei probante a primii expertize. Dar de cele mai dese ori, aceasta rămâne totuși în competența instanței care judică cauza, care atunci, prin prisma jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Moldova, foarte bogată în acest sens, în cazul când nu va admite prima expertiză, va considera-o inadmisibilă, deci nu vă pune în baza soluției pe care o să
omită. Deci, și încă ceva, eu am observat și din practica personală că în dosarele de acest gen, de multe ori procurorii pun în material dosarul foarte multe documente în copii. Deci fără să le autentifice cumva, fără să le... Și ca tare, de fapt, dacă ne revenim la audiere, deci este necesar de o pregătire specială a procurorului, pentru că el trebuie să știe regulile de creditare, în primul rând, ca să pregătească atunci când audiez pe reguli de creditare a unei persoane care se ocupă asta mult timp și are experiență în domeniu, deci trebuie să te documentezi foarte, foarte, foarte bine. Consider în baza celor spuse că lucrarea merită să fie promovată în continuare. Vă mulțumesc, domnul profesor. Acum cred cuvântul domnului Părucaru. Mulțumesc. Am pregătit și eu un aviz, însă, dacă permiteți, n-am să dau citire acest aviz, ci o să le spun o viziune legată de studiul elaborat de către domnul Lewandowski Nicolae. Deci, în primul rând, vreau să mă refer la faptul că infracțiunile de creditare, așa cum sunt ele formulate la articolul 238-239 Cod Penal, ele au fost preluate din codul model al CSI, în mod, spunem așa, fidel, aș spune, în sensul că au fost transcrise atunci când ele au fost la adoptarea Codului Penal al Republicii Moldova din 2002. Înțeles că pe parcurs au intervenit anumite modificări ale conținutului incriminărilor, însă deci sursa de proveniență, de formulare acestor infracțiuni, o constituie ultima instanță Codul Penal al Federației Ruse. Acest lucru explică de ce de ce domnul Lewandowski a utilizat prioritar sursele din Federația Rusă, da, din spațiul CSI la elaborarea acestui studiu. Însă, pentru o, spunem așa, o abordare mai vastă, eu aș sugera că la publicarea monografiei poate s-ar putea ca să studieze și anumite practici europene, da, de investigare a acestor categorii de infracțiuni. Referitor la algoritmul, la acest pachet de acțiuni ce urmează a fi aplicate de către organele de urmărire penală pentru la investigarea infracțiunilor în cauză. Nu poți să tragi un miliard fără că să folosești sistemul bancar din alte state. Deci, până la urmă, această infracțiune a purtat un caracter transnațional. Și nu poate exista un model african de investigare infracțiunilor în domeniul creditării, un model rusesc, un model moldovenesc și un model nu știu de care. Deci, sistemele bancare ale țărilor comportă similitudini, practic aceleași reguli de joc se aplică, respectiv și infractorii atunci când săvârșesc aceste infracțiuni, tot aplică metode similare. Respectiv, nu putem noi să-l învinuim pe domnul Lewandowski că nu a venit cu un model sau cu un algoritm pur național, pur moldovnesc. Fiindcă este, nu știu, eu nu-mi imaginez că să vii tu cu un algoritm, uite, ăsta e algoritm moldovnesc. Și deosebești de cel rusesc prin următoare. Deci unde ajungem noi dacă noi, anume că faptul că însă și incriminările și au de sursă legislației penale ale statelor CSI, da, mă refer la aceste două incriminări, 238 și 239, dânsul a fost nevoit să preie anumite experiențe pozitive în spațiul CSI. Și eu, sincer, în asta nu văd o problemă. Ceea ce a făcut, ceea ce a încercat autorul să facă, și noi uităm de acest lucru, este că a încercat cumva să implementeze acest algoritm în Republica Moldova. Aici e problema. Noi putem să concepem 10 de algoritmi. Însă problema cea mai mare e implementarea. Și mie îmi pare foarte și foarte rău că anume acest efort al domnului Lewandowski nu a fost
apreciat atunci când s-a venit cu anumite învinuiri, precum că dânsul l-a luat de acolo, l-a luat de acolo, l-a luat de acolo și a făcut o mozaică și nu a venit cu ceva pur moldovenesc, pur național. Încă o dată repet, lucrul ăsta practic mi se pare, nu știu, inimaginabil. Bineînțeles că algoritmul se aplică, nu poate fi aplicat în mod univoc, cum a spus și domnul profesor Tudor Osoianu, acest algoritm se aplică și în funcție de anumite situații faptice de comiterea infracțiunilor. Iată de ce eu am pus acea întrebare, dacă anumite mecanisme pe care noi le-ați elaborat au fost implementate în practică. Normal că au fost implementate, fiindcă eu, poate chiar am să-l laud pe doctorant, însă m-am întâlnit în întâmplător în vară cu dinălui și am schimbat câteva opinii și dânsul mi-a povestit despre acea încărcătură care se confruntă un procuror în ziua de astăzi. Mai ales un procuror din provincie, da? De exemplu, dumneavoastră la Basarabeasca sunteți. Deci, nu putem să ne imaginăm câte cauze penale este împovărat un procuror. Și eu țin să-l felicit pe domnul Lewandowski pentru faptul că... Procuror șef, îmi cer scuză. Care în calitatea sa de procuror șef a găsit timp să studieze o temă deosebit de actuală pentru Republica Moldova, fiindcă societatea este profund dezamăgită despre modul în care au intervenit organele de drept la investigarea acelei fraude, da? Stragerea miliardului care s-a produs în Republica Moldova. Și lucrarea vine, să zicem așa, în contextul unei probleme care se află în piramida problemelor, da, care se confruntă societatea noastră. Și respectiv, vreau să-l felicit pentru acest studiu și cu siguranță că dacă va mai lucra asupra lui, deci consider eu că va definitiva o monografie fundamentală în acest sens și o monografie care, de ce nu, va constitui un izvor și pentru alte lucrări, fiindcă asta nu înseamnă lucrarea domnului Lewandowski va fi unică. Asta e o deschidere pentru alte lucrări, pentru noi cercetări. Am câteva sugestii, o sugestie deja i-am oferit-o, adică ar fi bine ca să fie studiată inclusiv și experiența europeană. Și în afară de aceasta, deci eu aș sugera autorului ca în baza algoritmului pe care l-a elaborat să elaboreze un ghid și consider eu că ar fi binevenit să fie tradus acel ghid și în limba română, astfel încât ofițerii de urmărire penală să-l aibă la dispoziție și să-l implementeze în practică la justa valoare. Și în perspectiva dezvoltării lucrării noastre, v-aș recomanda că atunci când tratați problema din punct de vedere al cercetării criminalistice, să luați în considerațiune și acele infracțiuni bancare care au fost incriminate în capitolul infracțiuni economice cu câțiva ani în urmă, fiindcă nu poți comiți o fraudă bancară, inclusiv. Deci frauda bancară, care, haideți noi un secret, a fost săvârșită prin obținerea de credite performante. Schema nu e atât de complicată și, în afară de asta, trebuie să ne punem și o întrebare. Ori cum ar fi stat lucrurile dacă acel raport Kroll s-ar fi realizat în contextul unei urmăriri penale, deci nu? Poate lucrurile ar fi stat tot altfel. Nu știu de ce, atunci la moment nu s-a conștientizat acest lucru. Fiindcă s-au cheltuit atâția bani și raportul acela stă fără ca să-i dai vreo eficiență. Însă dacă s-ar fi solicitat expertiză parcursul urmăririi penale atunci când s-ar fi intentat urmăririi penale de fapt, poate ar fi avut un alt peisaj, poate societatea nu ne-ar fi condamnat atât de dur pentru faptul că nu s-a făcut practic nimic la acest capitol. Înțeles că sunt și alți factori, caracter politic, care eu nu vreau să ating astăzi. Concluzia mea este următoarea, deci eu consider că această teză merită să fie apreciată la justa valoare, iar autorul ei merită titlul de doctor în drept. Vă mulțumesc frumos. Da, vă mulțumim, domnul profesor, și în final vreau să eu să mi expun câteva opinii, câteva gânduri privitor la teză. Sigur că după ascultarea tuturor referenților oficiale, a membrilor comisiei, cam este
să repet unele din cele, de aceea nu voi mă strădui ca să nu le repet și de aceea voi fi foarte succint. Mai întâi de toate, privitor la actualitatea tezii, lucrării, materialelor expuse, incontestabil este foarte actuală. Actuală, cum au spus și antivorbitorii, deci chiar în contextul furtului miliardului, pentru că furtul acesta, el spune furtul, dar el nu este furt, dar mai mult anume citire de tema dată. Dar eu, ca practician și ca teoretician, judecător care am lucrat 34 de ani în sistemul judiciar, eu vreau să vă spun că actualitatea mai constă și în următoarele, că adeseori organul de urmărire penală confundă infracțiunea de la încălcarea regulilor de creditare cu escrocherie. Eu vă aduc exemplu, când am examinat un caz, o persoană a luat un credit de 2.500.000 de euro având un apartament cu o odaie și avea un salariu nu știu ce acolo, păi vă închipuiți el când a luat banii ăștia, respectiv el nu mai avea de gând să-i mai întoarcă. Dar pe asta nu e escrocherie? Eu i-au incriminat încălcare regulă de creditare, că au, și pedeapsa a fost, vai, o amendă, nu mai ține aminte de câte unități, astea, salarii, medii. Este escrocherie, da, dar asta e altceva, dar uitați-vă, dacă era escrocherie, escrocherie mai mult de 10-15 mii de euro, gata, mai puțin de 7 ani nu poți să aplici și condiționat nu poți, articolul 90 nu se aplică, vedeți? De aceea, eu am adus aceste exemple ca să, încă o dată, să accentuez că lucrarea este foarte actuală și propunerile care au fost făcute aici, eu le susțin cu adevărat, dumneavoastră, nu doar să publicați ca monografie, dar să extrageți din ele toate acele momente care să servească ca un ghid pentru lucrătorii practici, ofițerii de urmărire penală, procurorii. Asta va fi un lucru foarte bun. Și aici vreau să salut în genere Academia de Poliție, deci Ștefan cel Mare, deci că eu numai aici am văzut atâtea lucrări din domeniul de cercetare, că baza Academiei se poate elabora vreo 10 ghiduri de astea pe diferite direcții. Țineți minte, numai eu am fost președinte în transporturi, infracțiune în transporturi, în ecologice și așa mai departe. Așa că, bravo și Academiei și celor care susțin aici tezele. Privitor la ținuta științifică, incontestabil, lucrarea are ținută științifică bine accentuată, deci bine argumentată și expusă. Deci, vreau să mai reiterez și faptul că deci are un bogat, lucrarea conține un bogat material empiric, care a expus și pagina lucrării și în deosebi în anexe, cu analize și așa mai departe. Deci, în concluzie, inovația este incontestabilă, are noutate științifică, pentru că este una din primele lucrări bine concentrate, argumentate și noi vorbim majoritatea cazurilor lucrări științifice că sunt pentru teoricieni, nu și pentru practicieni. Aici eu spun mai întâi toate, pentru practicieni este foarte binevenită, dar și pentru teoricieni, pentru a putea să dezvolte mai departe ideile care sunt propuse, cu toate că și pentru legislator n-ar străca ca să fac cunoștință pentru a putea să adopte anumite modificări în legislație. Deci, concluzia noastră următoare. Teza de doctorat corespunde specialității solicitate. Tema tezei de doctorat corespunde completamente esenței materialului expus, iar esența conținutului tezei este reflectat suficient în publicație. Prezentarea materialului în capitol este total echilibrat, iar metodologia cercetării este relevantă. Implicarea critică interpretativă a autorului este mai mult decât suficientă. Noutatea științei a lucrării este expusă bine, iar concluziile sunt expuse bine argumentat. În cuprinsul lucrării sunt studiate în succesiune majoritatea problemelor care interesează tema. Metodele folosite sunt guvernate de principiile științifice generale ale cercetării, abordarea sistemică, unitatea dintre teorie și practică, determinismul, unitatea dintre teorie și empiric, eficacitate și umanism. Sugestii și observații esențiale sau considerabile care ar afecta ținuta științifică a lucrării nu sunt. Și mă voi expune deja când vom rămâne în deliberare. Poftim, dacă mai sunt doritori, să expună pe marginea
aceste lucrări științifice. Eu nu v-am oprit, pur și simplu v-am făcut observații că așa nu se permite. Dacă spuneți ceva critic, atunci trebuie să argumentați și să aduceți exemple. Eu asta nu v-am oprit. Poftim. Eu predau la Iași trei modele de urmărire penală și cercetare criminalistică. Și acolo, asta s-a revedere primare video, urmărirea în secret, care nu trebuie să poate la alte instituții civile, dar aici la Academia nu merge. Și eu pot să dau domnul Lewandowski suportul meu de curs, varianta electronică, poate acolo e el ceva niște idei pentru editare, eu nu știu, domnul Lari, dacă ești de acord. Pentru editare. Nu e vorba că mult acolo mă ies în sfera muzicare, în sfera amănuții. Asta, da? Poftim, oferim cuvântul pretendentului pentru a se expune pe marginea opiniilor expuse, sugestiilor, observațiilor de către membrii Consiliului și cei prezenți. Poftim. Da, vă mulțumim. Deci, conform elementelor principale programului științific, Consiliul Științific, deci urmează ca secretarul științific să dea citire proiectului. Nu. E proiectul. Se dea citire proiectului, după aceea rămânem să discutăm proiectul, îl admitem, îl adoptăm sau nu. Așa e prevăzut în regulament. Noi tot timpul am criticat punctul ăsta din regulament. Țineți minte că se primește că noi practic ne expunem opinia, dar aceasta nu e expus opinia, e pus în proiect. Așa e prevăzut. Da, putem. Ne ținem de regulament, că așa e obligatoriu. Domnule președinte, stimați membri, stimați referenți oficiali, permiteți-mi să vă duc la cunoștință proiectul de hotărâre al Consiliului Științific Specializat D55404-37 din cadrul Academiei Ștefan cel Mare. Noutatea științifică a tezei este determinată de soluționarea unui spectru larg de probleme referitoare la particularitățile urmăririi penale care au ca obiect infracțiunile săvârșite în sfera de creditare, precum și de fundamentarea unor metodologii moderne și tactici inovatorii de cercetare criminalistică a respectivelor categorii de infracțiuni. Valoarea științifică a lucrării rezultă din faptul că cercetările realizate către autor în cadrul lucrării extind gradul de cunoaștere în domeniul de referință și pot fi utilizate pentru studiere și aprofundarea în continuare a acestea. Totodată, importanța teoretică a studiului constă în faptul că aceasta completează esențial fundamentele teoretice ce se referă la cercetarea criminalistică a infracțiunilor săvârșite în sfera de creditare. Valoarea practică a lucrării. Deci, la acest segment, din punct de vedere practic, lucrarea conține recomandări pentru organele de urmărire penală și persoane care desfășoară activitatea specială de investigații, fiind susceptibile de a eficientiza activitatea de cercetare criminalistică a infracțiunilor comise în sfera creditării. Sunt fundamentate metode criminalistice specifice care pot fi aplicate în funcție de particularitățile, metodele de pregătire, comitere și tănuire a infracțiunilor de creditare. Concluziile și recomandările științifice ce se conțin în teză pot fi implementate în procesul de aplicare a normelor juridico-penale și a celor procesual-penale, în programe de studii ale instituțiilor de învățământ cu profil juridico-polițienesc și în activitatea organelor de drept orientată spre eficientizarea procesului de prevenire și de combatere a infracțiunilor comise în sfera de creditare. În contextul prezentării rezultatelor cercetării realizate în cadrul tezei doctorat, elementelor novatore ale investigației, valorilor pozitive ale membrilor Consiliului Științific Specializat și ale referenților oficiali expuse în aviz de acestora, dezbaterilor științifice pe marginea lucrării, se propune următoarea hotărâre, da? Conferirea domnului Lewandowski Nicolae titlul științific de doctor în drept la specialitatea
55404, Comandistică Expertiză Judiciară, Investigație Operativă. Așa, da? Da, 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 vreau să-ți propune, da. Noi hotărâm, admitem, noi admitem. Și respectiv, solicitarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat de a conferi domnului Lewandowski Nicolae titlul științific de doctor în DEPA, specialitatea 55404, Comandistică Expertiză Judiciară, Investigație Operativă. Ați votat împotrivă? Nu, nu. Nu, ăsta e proiectul. Nu, nu, nu. Noi tot timpul am schimbat când noi ieșeam, nu, are și important. După ce votat deja să decizi. Domn profesor, noi avem regulamentul care trebuie să ne e obligatoriu pentru noi. Altceva că calitatea regulamentului de acum răspunde cei care l-au întocmit. Și acum vă rog, deci noi rămânem membrii consiliului rămân în aici pe loc. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficial, stimați asistență, deci vă anunțăm rezultatele votării. Deci, în rezultatele votării, deci, membrii Consiliului Științific, în unanimitate, în număr de 5 persoane, deci au votat pro 100%. Astfel, îl felicităm pe domnul Lewandowski cu obținerea titlului științific de doctor în drept. Oferim cuvântul candidatul la titlul științific. Poftim. Luați loc, vă rog. De băi, doctor, măi. E scris candidat. Eu citesc ce-i scris. Știți că am bani celor. E foarte indiragat. Eu de băi, doctor, dacă am votat. Poftim? Știu la pisă, nu te Clădirea asta ca cursant și peste 17 ani am devenit doctor în drept. Pentru mine asta un vis care la cursul 2 am la mine apărut și ea ca amu am obținut. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru ajutor, mulțumesc pentru susținere și mulțumesc că și vis și scopul care am pus am ajuns și am făcut. Mulțumesc mult! Nu doar vă felicităm, 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 vă